Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ești foarte preocupat de buburuze? De invazia asta, da. Sau de gărgărițe? Avem și vești de pe frontul anti-buburuze, da, care nu sunt mămăruțe, am aflat ieri. Mi s-a luminat viața, eu credeam cu totul diferit. Așa că ieri m-am apucat să și caut mămăruță. Adică am vrut să... Mămăruță! Mămăruță, am vrut, da, să văd care este diferența între buburuze și mămăruță, după cum ne-au explicat ieri biologii. Și dacă dai căutare mămăruța pe Google, primești mămăruță cântece pentru copii, după care definiții de la Dex nu știu ce, buburuză în Wikipedia, numită și mămăruță, deci aici e stare de confuzie majoră, biologii spun că nu e același lucru și uite, Wikipedia zice că da, mai primești... Cauți mămăruță, alegi din oferta noastră și desigur descoperă mămăruța din selecția noastră de produse handmade. Deci este un mare mister cu această mămăruță. Oricum, vești de pe frontul anti-buburuze, cum ziceam, Gabriel Lupu, biolog la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, deoarece nu este doar pe litoral invazia, se extinde, este și în delta. Susține că buburuzele prezente pe litoralul românesc al Mării Negre sunt insecte aparținând ordinului Coleoptera, familia Coccinellidae, adică buburuze, specia Coccinella septempunctata. De la șapte. Practic șapte punctate. Da. Specia comună, zice buburuza comună, specie considerată utilă, folosită în combaterea biologică a dăunătorilor, cum ar fi afidele. Problema e că... De ce râzi, mă? De ce râzi, mă? De toate denumirile astea. Cum să râzi de denumirile astea? De ce astea? Să râzi de afide, mă? Afidele? Râzi dăunătoare. Uh-huh. Și nu e nimic de râs. Afidele, am citit eu într-o carte când eram mic, da, sunt crescute de furnici. Deci furnicile cresc afide. Sunt un fel de mătuși care... Nu, sunt ca un fel de vaci. Le mulg, serios, afidele fac un lichid dulce. Și furnicile... Ele n-au acces la prăjituri, la nu știu ce, dar furnicuțele se duc și le bat cu antenuțele așa și astea excretă un lichid dulce și furnicuțele iau un lichid dulce. Fabulos. Serios. Incredibil. Vă place ce emisiune avem? Da, da. Aflăm o mulțime de lucruri. Da. Da. Mai zine. Buburuzele atacă acum dăunătorii de pe plajele din Mamaia, am remarcat. Asta a, deci ele sunt pe pozitiv prezentarea. Practic, acolo. Da. Totuși, zice biologul, buburuza este o insectă neagresivă. Îmi place cum formulează. Insecta neagresivă buburuza și doar accidental poate mușca persoanele cu care intră în contact. Și de poftă și de gust. Un pic. Și în fine, specialiștii spun că invazia buburuzelor se va diminua în una, două săptămâni și eu mă întreb dacă acum pe litoral este un cor de doamne și domnișoare sau domni și domnișori, că acum, na, okay, dacă e libertate, care cântă unde vei zbura, acolo mă-i mărita și o să plece toți și toate de pe litoral, odată cu buburuzele. Dar, da, atenție că tot ieri cu mămăruța, cu același ins, domn, nu, este altul. Ne-a spus că nu e nici gărgăriță, că noi cântam gărgăriță, riță, zboară-n păiniță. Nu e, nu e. Și nu e gărgăriță. Gărgărița aia care mănâncă... Asta n-am mai documentat. Ceva... Nu trebuie să mai documentez pentru mâine. Da, te rog frumos, mâine... cercetează și cu gărgărița, că așa zis că nu e nici gărgăriță, nici mămăruță. E buburuză. Buburuza e diferită de gărgăriță. Da, da, dar acolo e... cred că știu, gărgărița e un fel de buburuză mai mică, aia care crește în borcanele cu, da, ceva... Și care nu e roșie cu puncte negre. E portocalie. Și mai este una maro cu puncte negre. Sau maro, ceva. Și mai, am mai văzut eu unele negre cu puncte albe, dar cred că băusem ceva aici. Nu, 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 sunt. Alea, da. Cred că băuse și buburuze negrese. Buburuze negrese. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.